Stimate domnule președinte, stimată presă, n-am subliniat special asta, și dragi invitați, vreau în fața dumneavoastră să mulțumesc pentru acest minunat dar pe care mi l-ați făcut, pentru faptul că el înseamnă recunoștință și încredere că noi artiștii avem un rol important în educația acestor generații. E nevoie să ne întărim sufletele și să facem mai mult pentru acest lucru. E nevoie. Ne este foame de frumusețe, de calitate și de valoare. Valoare pe care acest popor o are, trebuie menținută și învățați copiii să știe ce înseamnă aceasta. Vă mulțumesc pentru că acest dar care l-ați făcut înseamnă tocmai recunoașterea faptului că 55 de ani n-am muncit chiar degeaba.